Mărțile stau față în față, să rumbă. De la ultimul tratez de la distanță, așa. Seara. Îmi pare rău dacă dezamăgesc, fată, toată ziua. Nu. La trei bărbați n-ai cum să dezamăgi dacă ești fată. Trebuie să dovedești asta. Invers ar fi fost o dezamăgire. Da, invers. Și că trebuie să dovedești. Mai ales în platoul ăsta, dacă era... Tu la noi vii cu probe, că așa se lucrează. Cu probe, că ai văzut dacă pierdem timp morți în anchetă, facem timp morți în anchetă la început, ce se poate întâmpla? După aia aleargă avocații și poliția. Da, era cazul înainte, nu. Leanu, nu te uita așa la mine, tată, că... Sunt trează de dimineață, Dane, sunt împăiată, ne-am întors de la Tulcea, eu încerc așa să... Credeam că ești genul, dacă nu beau ceva în următoarele 5 minute, mă trezesc. Cam așa. Nu, că n-am voie în turneu, sunt cu tarturile. Nu beți nimic în turneu? Nu. Deci încurcați replicile? Ce fel de turneu e ăsta? Că n-am mai auzit de turneu. Cine ar vrea să bea și nu e lăsată de către cine? Că parcă ne spune data trecută. Ia, uite, acum trebuie să dăm tot din casă. Nu, din frigider. De ce este în altă componență, în primul rând? Să mă lămure și eu. Că și noi ne-am lămurit. Pentru că m-am lămurit. Lumesc. Pitici pe creier aveau deja și au zis că albă ca zăpada le mai trebuie. Am înțeles. Albă ca zăpada și aveam nevoie și de o fată care nu este în seara asta, Laila. Deci aveați pripici pe creier. Aveam pripici, da. Și acum am luat-o pe albă ca zăpada. Uitați-vă ce frumoasă este! Este, da, da. Și avem, o să avem și pe Laila Abdel Haviz cu noi, pentru că ne-am plântit. De ce vă duce și prin Gaza? Sau ne-am zis? Nu e moment. N-a fost bună. Să mergem mai departe. Deci pe cine o să aveți? Laila Abdel Haviz. O să fim patru. Noi trei și cu Laila Abdel Haviz. Și patru o să plecăm la drum și vedem ce iese. Care e criteriul de selecție? Adică cum ați ales? Culoarea părului. Laila e roșcată. Deci să ne placă nouă de ele. Astea bătrâne! Nu acceptați niciun băiat în gașcă. De rămâne gașcă de fete, nu? Da. Am avut și băieți, da. Nu, săracu, dai seama în ce situație era. Nu, e mai bine, nu-l primi. Nu-l primi. Să nu ne roși. Devine prizonier. Exact. Așa s-au poziționat pe piață. Prima trupă de fete care probabil că o să facă și... Ați făcut sala 4, nu? L-ați... Încă nu, luați-o. Dar anul viitor. Luați-o de acum, că e bătaie. Unde continuă turneul? Zice că o să continue turneul și Slobozia, ce... Slobozia, nu? Primul este Slobozia. Să vă trimit la un restaurant bun la Slobozia. Da, dar vrem să mergem de 3 ori, mergem, că avem sold-out deja. Da. Ne-au cerut oamenii. Foarte bun. Da. Păi acolo și mergem, nu? Acolo mergem. Cum se numesc oamenii din Slobozia? Da. Nu cred așa ceva. Da. Pe ce au ei loc de ședinții? Da. Zic, cum se numesc oamenii din Slobozia? Bună ziua! Cum le zic? Slobozeni? Slo... Eu am prieteni mulți în Slobozia. Dragi cetățeni! Nu pot să limităm acum. Slo oameni! Nu pic în capcana ta. Am păi nu pentru tine, pentru ele, că urmează. Cum să-i bună ziua? Cum le ziceți? Că dragilor, simpaticilor! Oameni buni! Exact! Frumoșilor, dragilor, minunaților! Mozeii mei! Ai intrat prințesa în mine? Bă, eu am primit aici, nu știu ce am primit, că oricum este scris, da. Foarte mic și nu văd, că e legat de intervenția voastră. Ceva, nu știu, cu Dorian Popa, nu știu, faceți un soi de știri comentate. Dar o să-ți luăm casa, de-aia scrie așa mic, ca la bancă, și tu trebuie doar să semnezi. Și după aia tot o să fie ok, bine, asta cu Dorian a fost așa, să o pară... luați cu rate cu tot, că vă dau, dacă plătiți voi în continuare rate. Ne descurcăm. Vreo 15 ani mai aveți de plată. Am și eu una de dat, dacă e cu preluare de rate, am și eu una de dat. Păi Mădălina e atât de tânără că are timp să plătească. E adevărat. Practic fix rate îmi lipsesc în viața asta. Practic e singura antrenor care ar putea să mai ia dosar la bancă. Singura care ar putea să prindă să fie casa aia. Care mai are șansă, mie nu mai... Da, noi restul să plecăm cu... Da, practic nu mai schimbă nici buletinul. Ai văzut cum îți scrie acum la buletin? Nu mai trece linia. Fără număr? Nu, frate, zice, e valabil până în 2079. Adică fac și mișto de ce. Fac te-au la mișto. Da. Serios? 2100. Și care ar fi ironia? Să și trăiești până în 2079. Păi asta zic. Era să pună 69. Știi, înainte nu-l punea. Punea linie. Era gata. Nu mai ce? Noi o să trăim. Ne-am făcut buletin. Acum, dacă ai, e ca în America. Ca sentințele la americani. 723 de ani de pușcărie. 300 de ani de pușcărie. Dacă trăiești, bă, ieși. Nu-i problemă. Așa și asta. Dacă vrei, ne vedem în 2079. Păi stai puțin, Dan.
până de 7 ani. Cristian, la primul parată. Mai important e că în continuare o să voteze, adică asta e. Și tot cu PSD-ul. Important este să fie activ. Da, chiar vorbeam noi treaba asta și ziceam că de ce nu se incinerează oamenii în România? Ca să aibă, să mai vină și să voteze. Să poată, păi de ce incinerează cu buletinul? Buletin. Și nu poți să strici urna degeaba, urna e de vot. Păi da, măcar să aibă, să aibă formă așa, să se simtă prezența. Era aia, urnă la urnă trage, știi? Duminică, da. Duminică vă așteptăm pe toți la urne. Semnat conducerea crematorului Cenușa, știi? Era duminica votului, da. Ok, deci ce-i cu știrile astea? Voi vă duceți și comentați sau ne-ați făcut vouă? Nu, v-am făcut vouă, o surpriză. Și tu, mă, Dane, ce se întâmplă aici? Ne-au vrut să răustuim niște știri. Ah, bravo, mă. Cine? Și pe drum, deci trezite de dimineață, pe drum. Ce, uite, mă, ce idee bună. Credeam asta... că numai eu am idei bune în echipa asta, dar asta, asta atât am reușit pe drum, pe oboseală. Acum să și vedem care e. Stai că care mai aici mai multe pagini, dar până găsim, puteți să intrați pe paginile noastre de Facebook și să vedeți programul spectacolelor. Ana Maria Calița, Elena Voineac, Mădălina Mihai. Hei, ce nebunie! Ce subtil a dat-o! Ce subtil a dat-o! Pentru toți cei din Slobozia! Da, măcar am băut, a trimis vorbă. Ce e asta, mă, acolo sunt toate, băi, sunt desfășurătoarele lui Andrei. Da, sunt referatele noastre la istorie din liceu. Dacă e să nu citim următoarele știri. Da, astea. Voi credeți că vedeți ce scrie acolo? Păi eu nu le-am luat, că n-am luat nimic de acolo. Ai luat. Gata. Păi n-am luat nimic de acolo. Leano, vezi? Ce să fac? Vezi? Văd, tataie, văd, nu mai râde ce-o dăvală spartă. Haide, mă, Leanu, hai să rostuim niște știri. Care hai să rostuim niște știri. Bine, da. Încep, îmi iau așa făcea de... Unde mă uit? De prompteristă. De prompteristă, unde mă uit? Iar... Las că se uită camera. Aici? Aici mă uit? Procesele se vor deschide pe persoană fizică. Noi n-avem, noi doar le-am găzduit. Da. Cei care sunt rostuiți, dacă vor să... A, e ok, atunci. Dacă vor să ceară daune... Dacă vor să ceară daune în privat... Să le dea pe fete judecată. Se câștigă mult din stand-up, adică aveți grijă că avem bani mulți, ok. Așa, deci unde mă uit? Aici? Uite acolo. Ia uite, Leano, uite. Gata. Tot ecranul e al tău. Ia uite-mă. Apa. Ca în vremurile bune, când făcea interviuri la un vin. Exact. A, despre asta prima așa. Putem să zicem toate trei că avem... Așa, deci încep, da? Da. Dorian Popa a declarat inițial că a inhalat accidental cannabis și toată lumea a râs. Nu sunt de acord. El e din Constanța, iar acolo se întâmplă ceva dubios, pentru că și eu, înainte de show-ul de la Constanța, am ingurgitat accidental un mic dejun fără să-l achit la hotel. În plus, toată lumea râde de Dorian pentru că a ieșit în chiloți, dar nimeni nu-l laudă pentru că a avut grijă să-și scoată bigudiurile. În ultima perioadă au fost prinse la volan mai multe vedete care au consumat droguri și alcool. Vă dați seama că nu s-au apucat anul ăsta toți de consumat, ci doar se ocupă poliția să facă un careu de aș. Țineți minte când eram la școală și făceam o tâmpenie toată clasa, dar era unul prostul clasei care scăpa turma și era scos la careu și râdeau toți ceilalți de el. Deci Dorian Popa a declarat că a inhalat accidental. Eu îl cred, că așa l-am înșelat și eu pe iubitul meu, am inhalat accidental substanțe interzise provenite din surse străine, care din întâmplare era și cel mai bun prieten al lui. Ana Maria Morodan susține că ar fi avut prescripție de la medic, pentru că doctorul, da, recomandă un pahar de vin pe zi, dar nu spune cât de mare să fie paharul, că n-a și damigeana e din sticlă. Bine, la cum face, ar fi bine să nu o lase să iasă din casă fără prescripție medicală. Șeful a fost cel mai sincer, omul a zis că a fost la o petrecere, dar a inhalat cu poftă. Probabil cantitatea era suficientă pentru a depăși accidentalul. Și pentru că anul 2023 e anul influencerilor sub influență, tot Dorian Popa... După ce a fost prins sub influență, Dorian a transmis, cum face de obicei, o pildă urmăritorilor lui. Fă ce zice, nu ce face Popa. Am fost simpatic. Da. Trăgu. Bună de tot azi. Bună. Da. Mai zic, mai am? Dacă zicem? Mai vrei, păi da. Mai avem, da. Știrile 45 de minute, adun ai văzut după aia. După aia vine sportul și meteo. Da? Ok. Tot mai mulți europeni și-au melci uriași africani ca animale de companie. Medicii nu recomandă acest lucru din cauza virusilor pe care aceștia îi pot transmite oamenilor. De asemenea, medicii nu recomandă să locuiți cu șerpi, ei având tendința de a se sustrage de la cheltuielile casei și de a avea multiple partenere concomitent.
În plus, aceștia nu au tăiat cordonul ombilical nici la 40 de ani, așa că vă supuneți riscului de a vă trezi cu mamele lor la ușă în orice moment. Aoleu, da. Așa e. Ai pățit-o? Da. Pan soacre? Yay! Suntem toate aici. Been there, done that. Ce să zic, eu mă înțeleg foarte bine cu soacra mea. Da. Nu, nu e doar că se uită acum la televizor. Și vine chiar la ușă așa din când în când? Vine pe la ușă? Nu, 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 nu. Păi de asta vă și înțelegeți, stați departe. Exact. Așa nu, să vă ține Dumnezeu departe. Nu e adevărat, dar mamele soacre sunt chiar drăguțe. Nu-i problemă, ești tânăr, peste vreo 5-6 ani o să scap de ea. Ale cui? Ale lor. Ale lor. Doamne ajută, veniți la spectacole, să auziți ce spunem de soacre. Numai de mine, numai de bine. Ioi. Da. A, apropo de asta, apropo de show, mai am un breaking news. De Black Friday, noi am avut vânzări record la show-urile din turneul Girls Up, pentru că românii au vrut zdrențe ieftine. Ce nu, doamne, bravo, hai mă, Dane, că mi-am intrat. Ți-ai revenit, mă, de când te chiar, 7-0! Aoleu, eu cu Leana o știam de la MTV, zic, eu cu fata asta o să lucrez. Și m-am ținut de cap, atât, îmi propuneam doar să lucrez cu ele, nu să... Am fost un băiat cu ele. Nimeni nu-și propune. Asta voiam să zic eu, dânsură. Nu te ia nimeni. Bă, și ne vedeam pe la o cafenea, ce dracu era, Bar Pântei, pe lângă de fostul cinematograf Floreasca. Fostul cinematograf Floreasca, fostul club... zi-mă cum îi zicea. Dinamo. Cristal. Nu, mă, lângă Cristal. Așa, da. Lângă Cristal. Bă, și râdeam ca la balamul de dimineață până seara. Era foarte bine. Când am angajat-o, bă, era statuia tristeții, n-ai pomenit. Era trecută. Păi da, tu știi ce e în redacția asta. E adevărat, da. Ai și tu dreptat. Da, așa. Bine, s-a întâmplat în sfârșit să lucrăm împreună după vreo 15 ani. Nu mai era fata aia veselă. Deja era. Lua pastilele cu optimismul. Lua pastilele cu pumnul. Stai puțin, dar e veselă din nou acum. Pare că acum da, pare că nu am râs cu poftă. Păi aici vreau să ajung, că mi-am adus aminte de vremurile noastre de tineret. E ca românii care știi, agrează România când vin în vizită. Acum e o problemă dacă ai mai vrea să lucrezi cu ea, Nati. Acum să vedem după turneul ăsta, poate îi propun ceva, să vedem ce încasări facem. Opa, aoleu. Dar așa cred toți oamenii, că e super atmosferă. Vreau și eu să fiu cu voi în turneu. Așa voiau și când eram redactor șef la Playboy. Vreau să vin cu tine să vedem cum faci pozele. Avem impresia că e ceva erotic, da, nu e? E cantonament turneu, efectiv, adică... Ar mi-ai zis că nici nu bei, e problemă. Nu e problemă, e chiar ok. Nu mă încurajăm! E problemă, frate. Termin, n-ați cu chestii. Am fost cu ea și la Vegas, abia o duceam pe brațe în cameră. Nu credeți, oameni, ce e la televizor! Nu credeți! Nu credeți! Bine, sau, de fapt, veniți la show ca să vă convingeți că sunt o măicuță. Am dus-o și la biserică. Da. M-a dus la biserică, mă, nu, na. Pe bune, e mult de povestit. Asta de România. Mai bine. Și mai e? Da. Cine? Biserica. Da, biserica? Mai e. A răspuns prea repede. Cum ați găsit-o? Eu zic da la orice. Acum le întreb pe ele, șefele. Cum ați găsit-o pe Mândrina? Adică a venit natural ea spre voi? A venit la... Nu, am descoperit-o. La un open mic. A, da? Da, și... Foarte tare. Și am căutat-o și am văzut ce face și am zis, ea trebuie să meargă cu noi. Are un potențial extraordinar. Tu ești actriță, nu? Da. Toate suntem. Bine, da. Pentru că... Nu, ea chiar joacă. Ea e angajată la Bacău. Ea e actriță la un teatru. Da, am avut premiera seară, deci da. La George Bacovia, nu? Da, la Teatrul Bacovia, da. Păi și cum poți să faci și teatru clasic și stand-up? De obicei, cam toți care au terminat teatru, regie, sincer, film, habar n-am, s-au dus pe o direcție. Nu, eu, s-au sincer, dus. Mă și plictisesc destul de repede. Adică am făcut foarte multe chestii. Am făcut și scenografie, o perioadă destul de lungă de timp. Și mă ajută cumva să mă dezvolt în mai multe sensuri. Dar ce-ți place cel mai tare? În ce te regăsești cel mai mult? În momentul ăsta, stand-up-ul. Yes! Yes! Deci ați auzit, dar în momentul ăsta, țineți bine de noi, că se plictisește repede. Noi vrem să o furăm de la teatru, de fapt. Dar noi vrem să o luăm pentru totdeauna și sunt convinsă că o să reușim noi așa, mă, da. Deci dacă vă iese combinația, asta va rămâne formula de bază, nu? Da. Bine, o femeie când zice permanent, nu e chiar. Permanent înseamnă pentru... șase luni. Da, maxim. Bine că sunteți voi constanți. Ce, la noi șase luni, la voi mai mult de două luni nu durează. Deci nimeni nu-i perfect.
Dar e amuzant asta cu permanent, că vorbeam înainte și singurul lucru asupra căruia am căzut de acord e că ne e foame. Cred că de-aia mă uitam urât la tine, dar e frate, avem de toate aici. Rest, nu cum ne-au dat. Puteți vedea. Nu aici la noi. Peste drum la Lidl, tot la McDonald's. Am zis, mamă, zic acolo ne-o. Noi avem la machiaj niște covrici, dacă vrei de ea cu vanilie, niște bomboane. Sarmale erau prin frigider sus. Oh my God. Sarmale nu s-au coplea. Să nu vorbim de sarmale, vă rog. A, sarmale? Avem sarmale? Sarmale, da. Vrei, Leanu, s-a împărțit pomană ceva. Nu vreau sarmale. În Anglia, v-am zis, în Anglia când am fost în turneu, era mâncarea atât de bună încât am rupt-o amândouă pe sarmale la restaurantele românești. Aveam semn la spectacol, când eram eu pe scenă, când erau gata sarmalele, s-auzea din sală, sarmale! Da. Păi da, mă, dar în Anglia nu te duci, sau la Londra, nu te duci să mănânci mâncare engleză. Te duci tu la Zuma, te duci tu la Cipriani, te duci la Dația. Nu se câștigă chiar atât de bine din stand-up. Unde ești tu obișnuit așa, da? Bine, baftă multă. Următoarele trei concerte. Trei spectacole sunt la Slobozia sau câte ai zis? Avem trei, două weekendul ăsta și legate. Legate. Deci weekendul ăsta practic Slobozia. Dacă Da, pentru mai multe detalii pe paginile noastre, găsiți acolo la cover, la Ana Maria Calisa, Elena Voineac și Mădălina Mihai. Să-l pupați pe Cristi din partea mea, să întrebați. Cristi! Cristi! Mai avem timp? Că noi mai avem niște știri. Ai lasă știrile. Că mai dăm și... Dar nu fi fraieră, că dăm și data viitoare, dar pe bani. Înțelegi? Lasă așa. Cine vă dăm o bani pe știrile? Glumeam. Nu știți de glumă? Dar era una cu tine, nu pot... Ia zi-o pe aia cu mine. Lasă-mă, Cipriane, să zică pe asta cu mine. Uite, pe TikTok a apărut un nou trend, hair trending, adică antrenamentul părului, în care persoanele sunt îndemnate să nu-și spele părul timp de 30 de zile. A devenit foarte popular, dar experții spun că ar putea duce la căderea părului. Păi numai un om invidios fără păr, cum e Capatos, ar fi putut să facă un așa trend. Bine, baftă multă!